vă cunosc, dar recent prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, și-a renuit permisul de conducere de tip vechi în unul de tip nou, european. Desigur, s-a ținut examen teoretic și ulterior examen practic. În următoarele minute noi vă prezentăm cum a decurs examen practic la șoferie primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Мене сивіла екзаменар, я там врот я здає екзамен на шофері пропри лі форце. Мене фордосу діорус нуті вед. Ела ной німені утмі шіншар на дат екзамен на мрео пропри лі форце. Я всім бре екзаменатор, дак здав у мій екзамен у провалест. Так, все вім мої арматори ще. Ого, ще масадес. Фікс калафлат, я бачу. Ai examen? Da. Hai schide ușa. Oho. Și te uiți, poate rădici scaunul. Îți bați joc, da? Oho, și mașină. Iaudi! Torpedo, Don Sigarone! Dar și-i plină cu țigări, nu te tine tot așa să nu-i. Iaudi, sistem audio pionier, iată să-mi tămă. Супер репети. Аф. Уйди на машину, та. Кон здесь. Папа машину купил, а права не купил. Не каждый гнедри. Mă scuze. Așa, să ne uităm în zine aici, Cipolino să desfără. Tax, familie. Vlad. Vladimir, nu ești nograd aici. Vladimir. Filat. Filat. Ia uite, ca prim-ministru. Eu sunt gură de istră. Eu văd că dumneavoastră v-ați emoționat, dar nu vă temeți. La momentul dat, eu nu sunt prim-ministru al Republicii Moldova, sunt un simplu șofer. Dumneavoastră, respectiv, sunteți examinatorul, eu am venit la examen de șoferie. Cum scrie cartea după lege? Strict. Așa cum trebuie. Dacă ceva greșesc, să-mi spuneți. Bun? Numai decât. Și vă rog frumos, mai repede, jur că peste 30 de minute începe sesiunea. Hai, hai. Dar poate eu așa repede, mă, vă să nu ies scăpăm, a? Domnul Gheorghe, dumneavoastră ați auzit? A,
de politica mea anti... anticorupțională, a? Da. Da, și despre cum a trăiesc m-ați auzit? Da, eu vă rog frumos, cum scrie legea? Foarte corect să fiți, foarte domnul bine. Inspector, domnul inspector, scuzați. Vă rog frumos, 200 de euro ai cauză. Tu de mai grijă, muie de băgată, tu de grijă! Care e 200 de euro? Copilul ăștia e bună, eu de-o mult are... De mult are certificat este. Am luat de urmă, mie nu înțeleg de ce. Domnul Gheorghe, lăsăm demagogia, într-adevăr, am puțin timp ca să începem la examen. Bun? Tot după puncte. Vreau strict să fie. Eu, prim-ministru, nu vreau prin diferite feluri să obțin permis de conducere. Tot strict. Primul punct care-i? Trebuie să pornim motorul. Să pornim motorul. Da, și pe butonul ăsta dați-l singur ca să nu mă complicați. Așa, după cum știți, o băgați în D de la drive. Driver o plăhătniu. D de la drum, am vrut zi. Deci la drum când drum ne duci. Se mai întâmplă cutiile astea automate? Dar pentru asta nu trebuie să tăieți puncte de penalizare? Nu, asta la alții. La alții tăiem. La dumneavoastră nu. Dar pe mine pentru asta m-a prăvălit la examen. Da, taci tu mi-e țăvul mai deodată! Practic ați făcut-o în Londra? Nu, dar de ce întrebați? În partea noastră, vreți așa? Hai că așa mai normal. Domnul Gheorghe, de ce vă faci scrușe? Totdeauna la roșu, când trec acum fac cruși. Dacă cine domnul ăsta care stă cu boțul și oprește mușa? Hai, stai mea tură, e! Asta e colaborator al poliției rutiere, om cinstit care se hrănește din asfalt. Domnul Gheorghe, să nu uiți și eu când vă eram de asta. Când eram mic, eu mi-am pus ca scop să ajung cândva mare în acest mic stat. Și am ușit, greu, ușim, zi și noapte, Gheorghe, uite la mine. Ușim, zi și noapte, Gheorghe, zi și noapte. Eu lăsăm copiii cu copiii. Ușeam mă greu și dacă am ajuns, uite la mine, da. Și am ajuns acolo, am ajuns prima persoană din stat. Chiar așa, domnul prim-ministru? Ei, dar am furat și cu mine. Mă nu uitare primul primier, am ajuns. Dar nu merg prea repede. Nu, nu, 200 pe subteranul la mor, e normal. Așa să fost la dreapta. Încă la dreapta. Încă la dreapta. Încă la dreapta. Așa, pe cerc merge normal. Așa, 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 supriți acolo în intersecție. În buteajul este în Chișinău, tot timpul. Hai că-i verde, porniți, porniți! Încă o dată, încă o dată! Dar și mă pipă-i toată lumea, nu înțeleg! E așa, vă iubește lumea! Așa, în Grecia, adică oamenii își arătau dragostea față de zei. Bun, dar cine arată așa toți? Cred că e radarul aproape, arătați și dumneavoastră. Radarul! Radarul, băieți! Radarul! Radarul, băieți! Radarul! Radarul! Frumos, că le-ați acordat timp. Deja de repede să începe ședința. Hai dați, vă rog frumos, documente, că am susținut și eu am plecat. Hai, repede. Nu, stați o leagă, dați să facem așa o concluzie. Dumneavoastră nu v-ați pornit de la Vale, Minos.
Ați mers la roșu de 5 ori. Minus. Viteză excesivă. Minus. Ați mers prin parc. Minus. Nu aveți centură. Minus. Îmi pare că n-ați dat, domn prim-ministru. Stimați concetățeni, înaintea guvernării noastre, 3 ani în urmă am promis cum vom lupta cu corupția și cu cumatrismul la noi în țară. Stimați cetățeni, am reușit. Avem ca acest caz domnul examinator de la Mreu, care în niciun caz, sub niciun pretext, nu mai face niciun favor, nici chiar cel mai important și influente persoane din stat. Dar este nu cazul ăsta. Domnul Gheorghe, haideți, vă rog frumos, spuneți-mi, vă rog frumos, cărniță, nu? Nu poți vă da, domn prim-ministru. Cât acolo? Nu știți, eu de obicei ieșer câte 200? Dar de la dumneavoastră, că sunteți prim-ministru, 500. Aia așa, da? Aia așa, 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 am așa să vedeți. Aha, ne sămțete, uite la deși corupt! Ționează mare! Iată că-mi dă mie, te-a dat să mă mor, așa! Aha, da! Domn prim-ministru! Uite la tăsă, domnule prim-ministru, cum ați lămurit situația asta? Vreau frumos! Vreau!